Dragi femei, v-ați gândit că bărbații nu-și doresc neapărat femei deștepte? Bărbații nu-și doresc ceea ce ei au deja, pentru că inteligența, în mare parte, este un atribut masculin. Bărbații își doresc starea femeii și ei se îndrăgostesc de interiorul, de ceea ce femeia degajă, nu de ceea ce femeia face, ci de ceea ce femeia reușește să transmită în exteriorul ei. Te-ai întrebat de multe ori de ce anumite femei care nu sunt foarte frumoase au în jurul lor foarte mulți bărbați și roiesc bărbații în jurul acestei femei? Da, ți-ai dat răspunsul. Este vorba despre starea ei de spirit, nu despre corpul ei în totalitate. Da, este minunat atunci când asociem un corp frumos, armonios și cu o stare de spirit armonioasă, vorbim despre femeia totalitară. Întreabă-te, ești doar inteligentă sau ești înstărită? Este o întrebare pe care și tu, femeie, ar trebui să ți-o pui.